Dar în ce țară ai vrea să te lansezi încă? Pentru că de-a norocar, uite, se lansează în România și mare succes. Foarte frumos. Și probabil că e și logic, interpreții din Republica Moldova o să lanseze și în România și în Ucraina, pentru în primul rând sunt vecinii noștri. Tu planifici să te lansezi în Ucraina? Da, eu am strâns o gașcă de prieteni, muzicieni și noi am format un band și ne ocupăm acum de album. Dar este ceva cu mult mai mare decât o piesă, un single. E un album cu o tematică și cu o idee care noi după asta o să o promovăm și la nivel internațional.